sunt foarte bine dispus, mi-am comandat mașină nouă. Nu știu dacă ați văzut în videoclipurile anterioare, mi-am scos la vânzare Toyota, dacă vreți să vedeți tot anunțul, o să vă las link mai jos în descrierea acestui clip și am început să studiez ce mașină mi Dori. Nu eram eu foarte la curent așa cu ce modele au mai apărut, ce mărci de mașini au mai scos modele noi și de vreo lună, două așa, în momentul în care m-am hotărât să-mi fac și eu un cadou, pentru că muncesc zi de zi, nu știu câte ore pe zi, am început să studiez piața mașinilor noi. Pentru că vreau să-mi iau o mașină nouă, până acum n-am mai avut mașini noi, le-am luat de obicei cu puțin kilometri, nu foarte vechi de 2, 3, 4 ani vechime, maxim. Da, și de data asta m-am hotărât să-mi iau și eu prima mașină nouă. Eu am condus Toyota hibrid de vreo câțiva ani de zile, îmi place să nu am costuri cu mașina, îmi place să nu am consum foarte mare la mașină, îmi place să nu bag bani în mașină. Adică îmi place să cumpăr o mașină care îmi satisface toate nevoile, dar în general pe toată perioada pe care o dețin nu îmi place să bag foarte mulți bani pentru că efectiv mi se pare risipă de bani. Îmi place să mă distrez de banii aceia, îmi place să investesc în afacerea mea, îmi place să fac ceva productiv cu ei, ca să zic așa. Și mi-a atras atenția, după cum ați văzut în un videoclip anterior, faptul că Tesla a început să facă stații de încărcare în România. Și pur și simplu am intrat și eu pe net să văd cât a costa o Tesla și vreau să vă zic că am fost foarte surprins de Tesla Model 3 pentru că este o mașină de dimensiunea unui C-Class sau a unui Serie 3, nici prea mare, nici prea mică. Mie îmi place o mașină să fie maxim de această dimensiune pentru că circul foarte mult prin București și nu ai unde să parchezi dacă ai o mașină foarte mare. Și am început să mă uit la acest model, să văd cât costă să văd ce îți poate oferi și pur și simplu mi s-a părut genială mașina, așa că m-am hotărât, n-am stat prea mult pe gânduri, nu am mers niciodată cu Tesla, eu mă hotăreresc foarte repede în general, dacă îmi place ceva și am intrat să fac o configurare online. Am văzut că în România nu se poți configura și m-am uitat pe hartă un pic la tesla.com să văd care este cel mai apropiat dealer de România de unde mi-aș putea comanda o astfel de mașină. Am văzut că cel mai apropiat dealer Tesla este la Viena, așa că am intrat pe tesla.com slash de underline și am început să-mi configurez mașina. Deci este super simplu să îți cumperi de la ei o mașină, totul se configurează online, comanda ți-o face online, rezervarea practic pentru că îți faci o comandă și plătești 100 de euro avans și ulterior pe măsură ce apare vinul mașinii, începe și ți încarcă acolo tot felul de documente, factura. Eu n-am ajuns până acolo, așa că pot să vă spun în momentul în care filmez acest video, eu am plătit avansul, mi-am făcut cont online, am făcut rezervarea mașinii practic și... Au trecut aproximativ două săptămâni sau trei undeva pe acolo și mai durează cam 3 săptămâni. Ei mi-au dat termen de livrare 4-6 săptămâni și acum în contul meu de client de la Tesla am văzut că apare un estimated delivery între 12 mai și 26 mai. Deci dacă vine în 26 mai se fac deja 2 luni, probabil că undeva pe la jumătate, nici 12 mai dar nici 26 mai. O să vedem, ideea este că mă ține la curent o de la Tesla care este un fel de personal advisor care îți răspunde la întrebări până când îți livrează mașina și te ține la curent cu absolut toți pașii, dar îți faci și cont online și când ți-ai făcut o cont online, acolo vezi absolut tot ce ți-ar putea spune și acest personal advisor. Ideea care este? Am văzut că Tesla are trei modele, am văzut că primul model este Standard Plus, care are doar tracțiune spate și are un range de 440 de km, ceea ce în practică probabil sunt undeva la 300 și ceva. Așa, deci următoarea variantă este maximum range care are autonomie de 580 de km și face suta în 4,4 secunde și cea de-a treia variantă este performance care face 3,3 secunde, este tot așa 4x4 și are autonomie de 567 de km. Ideea este că cea mai scumpă varianta performance costă cu vreo 5000 de euro în plus și pur și simplu nu mi s-a părut foarte interesant acest pachet. Ideea e că eu nu sunt vitezoman, oricum la 4 și ceva suta, mașina chiar trage, pentru 5000 de euro să-ți dea roți în plus, garda la sol mai mică, nu știu, viteză și câteva elemente de exterior, nu mi s-a părut că merită. Și eu m-am ales varianta Maximum Range, care a costat 55.000 și mai are niște taxe am înțeles și o să fie undeva la 57-58 de mii, undeva pe acolo și mai mă costă să o aduc în România sau să mă duc eu să o ridic de acolo. Așa că o să iau probabil un transport. Transportul mă mai costă și la vreo 1000 de euro, probabil undeva pe acolo, 700-800 cu TVA, fără TVA, o să vedem ce transportator găsesc la vremea respectivă, dar pe mașina asta m-am hotărât. Are costuri mici de întreținere, consumă puțin, acum că au făcut și stații mă pot duce la mol promenada să o alimentez, o să mă gândesc dacă îmi pun și stația acasă, o să văd pe măsură ce nevoia o să-mi ceară sau nu o să-mi ceară, să văd ce găsesc prin oraș, pe la supermarketuri, na, știi cum e, pe unde te prinde și o să văd dacă chiar este necesar pentru că nu e foarte ieftin. E undeva la 2-3.000 de euro să-ți montezi o stație acasă. Așa și cum spuneam, băi, mașina mi se pare foarte mișto, deci foarte mișto. Ia uitați-vă, are roțile astea pe 18, n-am luat roți mai mari, erau standard și capacele astea, ci că se scot și are niște roți spițate, foarte mișto, pur și simplu eu n-am văzut pe nimeni pe stradă, dar am văzut pe internet niște persoane care l-au scos, da? Deci e foarte mișto mașina. Acea. Ce m-a impresionat, m-a impresionat tehnologia. Ai o tabletă mare, volan și două pedale. În rest nu mai ai nevoie de nimic. Da, deci asta mi s-a părut genial și că update-urile se fac uh, pe tabletă și că ai internet, dă internet un an de zile, bonus și după aceea costă undeva la 9 euro sau îi poți face hotspot de telefon ca să ai niște funcții extra. Nici eu nu știu foarte multe lucruri pentru că m-am uitat la câteva videoclipuri pe YouTube, probabil când o să vină mașina. O să fac o grămadă de conținut aici pe YouTube pentru voi, să vedeți și voi. O să descoper pe măsură ce merg cu ea. Evident, mi-am luat o albă pentru că nu costa culoarea și îmi place că o să pot să-i pun ceva reclamă. Ia să vedem ce culori mai aveau. Negru, care se vede orice zgârietură pe ea. Un gri, așa, albastru și un vișiniu. Ideea este că dintre toate nu îmi plăcea decât albul, sincer. Deci primul aspect a fost că nu a costat culoarea albă și al doilea a fost că dintre toate pot să spun că poate albastru acela mai îmi plăcea. Dar, na, în momentul în care se învechește mașina e posibil să se mai mătuiască vopseaua să nu arate la fel de bine ca atunci când e nouă. Pe când culoarea albă o să fie la fel și acum și peste câțiva ani. Cel puțin asta e experiența mea cu mașinile colorate și mașinile albe. Așa, ca și interior aveau doar două variante. Varianta cu interior negru și varianta cu interior alb. Varianta cu interior negru nu costa și mi s-a părut că e anti -jeg. și varianta cu interior alb costa, dar îți dai seama că la interior alb orice urmă de blugi se vede, nu știu, o pătesc cu ceva, e foarte greu de întreținut, arată foarte bine când e nouă, deci arată spectacol, dar îți dai seama că nu poți să călătorești numai cu prosoape sub tine, da? ca să nu murdărești. Și din astea două variante, tot așa, am ales varianta neagră pentru că se curăță ușor, nu se vede murdăria, adică, na, îmi place și să fiu cumva confortabil și să nu fiu dependent să spun oamenilor care se urcă cu mine mașină, ia să văd, ai ceva pătat, ai ceva murdar, unde te șezi, unde ai, adică nu poți să stai așa, să ai grijă de mașină și să nu mai fi relaxat, să stresezi oamenii, pasagerii care se urcă cu tine mașina, da? adică, na, cel puțin eu așa sunt. Unii am văzut că sunt mai, na, mai dificil, stau, se uită, se verifică, ia să văd interiorul, ăia care au interioare mai, mai deschise la culoare. Și de asta, adică îmi place interiorul alb, arată foarte bine, dar eu unul nu am vrut să-l iau din cauza că este mai dificil de îngrijit. Și cam astea au fost variantele de culoare, adică n-ai foarte multe variante, e foarte optimizată situația din punct de vedere opțiuni pe Tesla, adică ai 5 culori și două interioare la Model 3. Deci cam așa arată mașina în culoare albă, da? mi se pare că arată foarte bine. Probabil că o să-i mai pun eu eleronul acela de performance din carbon pentru că îmi place foarte mult. Da, mai aveau posibilitatea să îți pui roți mai mari, în loc de 18, să spui pe 19, dar de la 18 la 19 îți dai seama că nu, o faci mai rigidă. Nu mi s-a părut că merită, adică din ce am văzut și roțile pe 18, dacă îi scos capacele, arată la fel de bine ca roțile astea pe 19. Da? Și totuși, să plătești aproape 2000 de euro diferență, mi s-a părut tot așa mult și nu am văzut necesitatea. Adică, na, pur și simplu, în prima variantă ai două modele de jante, dacă stai să o iei așa. Îi lași capacele, ai un model, iei scos capacele, ai alt model și capacele alea acoperă și buza jantei, din ce am văzut, și oferă și așa o protecție la bordură. Adică poți să-ți capacul și după aia dai capacul ăla jos și janta e impecabilă. Voi ce părere aveți? Vă place mașina? Vă place modelul? Vă place marca aceasta de mașini? Are o grămadă de opțiuni. Nu știu dacă sunteți printre cei care mă urmăriți posesori de Tesla, aștept și părerea voastră mai jos în rubrica de comentarii. Aștept și părerea voastră a tuturor mai jos despre acest model și această marcă de mașină. Dacă v-a plăcut acest clip, dați-mi și mie un like. Dacă nu v-a plăcut, dați-mi un dislike. Abia aștept să-mi vină mașina să fac o grămadă de episoade pe acest canal pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare să ne vedem cu bine. La revedere!